Polițiștii de la Câmpul Mâșcel și cei de la Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au făcut 12 percheziții domiciliare. Acestea s-au desfășurat în județele Argeș, Dâmbovița și Olt, la locuințele unor persoane bănuite de infracțiuni contra patrimoniului. Avem mandate de aducere pentru un număr de 10 persoane care vor fi audiate și în funcție de probatoriul administrat în cauză o să ne prezentăm la parchet cu propuneri. Anchetatorii susțin că în perioada ianuarie-iunie cei în cauză ar fi pătruns prin infracție în societăți comerciale din Argeș, Dâmbovița și Olt, de unde ar fi sustras diverse bunuri. Prejudiciul este estimat la peste 50.000 de lei. Acești bani ar fi fost furați chiar de la sediile firmelor.